Rădăcina corupției politice, care astăzi prosperă în Moldova, se află nu într-un sistem electoral sau în altul, ci însăși în putere, care în mod obraznic folosește acest instrument, în ghilimele cuvântul instrument, pentru a-și întări propriile poziții. Așa că trebuie să schimbăm nu sistemul electoral, ci să schimbăm însăși puterea. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu va susține modificările codului electoral propus. Mulțumesc!